Ultima experiență pe care am avut-o a fost acum 2 săptămâni, când cineva din Biserica Pentecostală din Urziceni a cerut rugăciune pentru soțul ei, că era bolnav, avea temperatură, dureri foarte mari de cap. Și când mă rugam împreună cu biserica, la ora 18, ceream din partea lui Dumnezeu ungere, putere. La un moment dat a venit puterea Duhului Sfânt peste mine într-un mod special și am știut atunci că puterea aceea mi-a fost dată pentru a mă adresa pe la o distanță de 60 de kilometri febrei și în numele lui Iisus Hristos să îndepărtez autoritatea și puterea febrei de peste soțul acelei surori. Am știut atunci că fratele va fi vindecat. Chiar la momentul acela, m-am uitat la ceas, era 18:35 de minute. Am încheiat rugăciunea și după aceea am luat legătura cu familia. Sau până să iau legătura cu familia, am primit un mesaj prin care se spunea: soțul meu nu mai are febră, soțul meu este vindecat, nu mai are dureri de cap. Am știut lucrul acesta, a venit confirmarea, am mulțumit lui Dumnezeu și am proslăvit numele lui Hristos. Numele lui Hristos a fost proslăvit în biserică în urma acestei vindecări. Pentru că acesta este rolul Duhului Sfânt. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Alfa, Omega.